Domnilor și domnilor, bună ziua, bine v-am regăsit la Lumea Nevăzută, vă mulțumesc că ne urmăriți și astăzi. În emisiunea aceasta vom vorbi tot despre anul 2019 din punct de vedere numerologic, dar pentru fiecare cifră de destin în parte. Numerologul Romeo Popescu este alături de noi și ne va spune cum va fi acest an pentru fiecare cifră de destin. Romeo, bine ai revenit! Bine te-am regăsit, Danu, și bine ai regăsit și pe telespectatorii tăi. Vorbeam în emisiunea trecută despre în 2019, așa la modul general, dar acum aș vrea să vorbim pentru fiecare cifră de destin, pentru ca oamenii să se regăsească cumva în această prezentare. Da, să se regăsească, să vadă exact cum se întâmplă pentru ei și să facă ad literam sau să nu facă nimic, nu e nicio problemă. Am mai spus în emisiunile tale că putem să spunem ce se întâmplă pentru o cifră de destin, putem să spunem ce se întâmplă pentru o cifră de vibrație interioară, dar. Nu e nevoie să te iei după aceste lucruri, pentru că fiecare om își gestionează viața și o face așa cum își dorește el singur. Da, dar uh, sunt niște repere importante. Sunt niște repere importante și este un an interesant din punctul ăsta de vedere. Este un an uh, de succes, așa cum am vorbit și în emisiunile trecute. Uh, dar, bineînțeles, că de fiecare dată, unii sunt aspectați mai bine, alții sunt aspectați mai puțin bine. Așa cum am vorbit și în alte emisiuni, este important să știm că este un an de acțiune. Este un an care, dacă stăm degeaba, nu se întâmplă nimic, indiferent că zicem noi acum la emisiune, care cifră de destin o să fie mai bine aspectată. E important să știm că, dacă nu faci nimic, nu acționezi, nimic nu se va întâmpla. Și o să începem aceste previziuni pentru cifrele de destin cu rezerva, ca să spun așa, că pentru această emisiune vom vorbi la modul general și pentru un lucru mai de impact, mai de acuratețe, ca să spun așa, mai de detaliu, este important ca personajul să vadă și ce vârstă are și pentru că una e să ai cifră de destin nouă la 30 de ani și alta e să ai cifră de destin 9 la 50 ceva de ani. Ai aceași cifră de destin, dar lucrurile se pot întâmpla altfel, pentru că tu la 50 de ani ești într-un ciclu evolutiv, la 30 de ani ești în alt ciclu evolutiv, influențele sunt -a altele. Sunt mai multe elemente da. de care trebuie să ținem cont. Da. Și pentru cei, poate avem telespectatori noi, că am mai întâlnit întrebări pe, pe YouTube, cum se calculează cifra de destin, se adună toate datele nașterii și se rezumă la o singură cifră. Da, adunăm fiecare cifră din data de naștere, după ce adunăm o să ne dea o, un număr format din două cifre, și acel număr se reduce la una singură, dacă îmi dă 23, 2 plus 3 fac 5, aia 5 și vrea destin. Da? Deci se reduce până la o singură cifră, cifrele destin fiind de la 1 la 9. Hai să începem uh... Cu 1 sau cu 9? De unde vrei să începem? Hai să facem o emisiune minunată și să începem de la 9 la 1. Pentru, da. că, nu, pentru că avem da, aici da, 2019, da? Să începem da? de la 9 la 1, pentru că toate emisiunile încep de la 1 la 9 și toate emisiunile și pe astrologie încep de la berbec să termină la Pești. Și ultimii se da. simt puțin defavorizați. Să de acum, în ordine descrescătoare, da? de la 9 la 8 și să vorbim despre 9, care este o cifră de destin interesantă, este cifra omului care trebuie să transforme, să noiască cam tot timpul vieții sale. Dacă nu se noiește, asta este, nu e nicio problemă. El se obișnuiește cu această rutină a vieții și tot timpul trăiește un nou stare de compromis, o nouă stare de apatie. Pot fi foarte apatici acești oameni dacă nu se înnoiesc, dacă nu fac anumite lucruri. Și nouă, în acest an, este o cifră minunată. De ce? Pentru că în 3, ca și cifră generală a anului 2000, 2019 <coughs> îl are pe 3 care e prieten cu 9, dar îl are și pe 9 în interior, acolo. Deci este una dintre cifrele de destin foarte bine aspectate în acest an. Ei au șansa să renască, pur și simplu. Dacă aș putea să zic un cuvânt despre uh, această cifră de destin 9, uh, aș putea să spunem renaștere. Adică, efectiv, ei pot în acest an, au șansa în acest an. Să renască, au șansa în acest an să aducă plus valoare în viața lor din toate punctele de vedere, pe toate uh, direcțiile vieții. Uh, de ce? Pentru că nouă, fiind prieteni cu trei, da, trei ori trei fac nouă. Uh, tot ceea ce își doresc ei, tot ceea ce analizează ei, tot ceea ce cunosc ei, se poate transforma la un nivel superior, se poate transforma la un nivel foarte bun. Deci, în drum, cei care au cifră de destin nou, e în drum să efectiv să acționeze și. Dacă până acum, să zicem că până în 2019, ei au stat așa degeaba, n-au făcut absolut nimic, nu contează vârsta pe care o au, ca în mod general ei trebuie să acționeze pentru că este un an al renașterii, un an de care ei nu o să mai profite atât de curând. Deci, dacă pierde această oportunitate, nu prea mai au Dacă șanse pierde această curând. oportunitate, ei au o șansă cât de cât ca să spun așa, prin 2025. Numai că acolo sunt niște aspectări în 2025, cu cifra 2 în abundență, cu cifra 5, care ele, da, însumează nouă, dar nu sunt atât de bune prietene cu nou. și uh, particularitatea 25 din 2025 e 7, care când se întâlnește cu nou, mm, Deci acesta dă, este anul da, lor. E practic. un an foarte important, anul ăsta, da? Vor mai veni peste 9 ani, un an 3, nu e nicio problemă asta, deci... Uh, asta înseamnă că o să vină un an 3 și peste 9 ani de zile, da? 2027, uh, 2025 am zis, da? Uh, 2028 cât? Și 8, da? 2028 o să fie, dar iar atunci când o să fie o aspectare de 3 ca și anul acesta, sunt 2 2, 2 de 2 și 1, 8, deci iar alte cifre care nu sunt atât de bune, prietene, cu 9 deci iată ce an minunat care în viitor așa se va întâlni Undeva destul de târziu, ca să spun așa, pentru o renaștere atât de mare a unui destin nou. Deci, ei trebuie să bată fierul cât e cald. Deci, ce trebuie să facă? Să acționeze după să acționeze cum le Să acționeze, da? în plus, să acționeze în funcție de ceea ce simt una la mână, de ceea ce cunosc sau știu. Unii cunosc, alții știu, unii nicio alții cred, uh -huh. nu contează. Crezi, cunoști, știi, nici nu contează. Acționează și ieși din această rutină dacă, într-adevăr, ești în rutină. Dacă ești un om care ai destin nou și ești pe. O treaptă destul de bună, nu neapărat social, ci în mai multe medii sau unde ești tu, acționează ca să te duci și mai sus. Deci este un an foarte, foarte bun pentru acțiuni, pentru ca ei să treacă de la un nivel la altul. Da? Să nu uite că 9 și cu 3 fac 12, cei care știu numerologie știu ce am adunat eu acum, așa, și asta înseamnă 12, adică înseamnă pur și simplu o transformare fantastică, da? Am mai spus în alte emisiuni, de 3 ori 4, adică schimbarea cadrului de 3 ori, adică la un nivel înalt, pe cele 3 nivele, um, de 4 ori 3, adică pur și simplu toată cunoașterea ta o incluzi într-un cadru de cunoaștere extins. Sunt multe chestii minunate pentru destinul nou cu singura... Îndrumare, ca să le zic așa, celor care au destin nou, să acționeze. Pe toate planurile le pot, le poate merge bine, dar trebuie să acționeze. Dacă nu fac nimic, va fi un an pur și simplu pierdut. Atât. Deci trebuie să se trezească, cum vă Să, să se trezească, să nouă. acționeze, să nu mai stea degeaba, pentru că este un an benefic pentru ei este un an minunat și pe toate planurile încă o dată spun pe plan profesional să îndrăznească și pot să, pe plan de business, adică vor să schide un business să îndrăznească, uh -huh. să facă treaba asta încă o dată îți spun, trebuie să cunoască domeniul. În general, toți oamenii am mai spus și în, în emisiunea trecută, cu tine, toți oamenii care vor să acționeze, să facă ceva anul ăsta trebuie să cunoască domeniul în care îi acționează. Nu poți să te duci așa în plan la Un plan emoțional risc. afectiv. În plan emoțional afectiv, cei care nu au o parteneră sau un partener, își pot găsi o persoană stabilă, o persoană minunată în viață. Dacă sunt într o relație disfuncțională cu diplomație, adică nu cu ceartă sau cu asta, ei pot renunța și tot în acest an, dacă renunță Pot întâlni pe altcineva cu care să aibă o relație minunată. Deci, e o perioadă bună, în funcție de ce ai tu. Dacă ești într-o relație minunată și ai destin nou, este minunat să te duci la un alt nivel, este bine să treci relația la un alt nivel, adică mai mult, mai frumos să fie între voi doi, da? Dacă vrei, ești destin nou și vrei să te căstorești iarăși un an minunat să faci treaba asta, dacă te-ai căsătorit anul trecut, mai căstorești o dată anul ăsta ca să... așa? Sau deci tu... vezi bune, vezi bune, vezi bune da. pentru cei da. cu care au cifra de destin nou. Da, este un an minunat, dar încă o dată spun, nu se întâmplă nimic dacă ești destin nou. Nu se va întâmpla nimic dacă nu acționezi. Deci să nu aștepte cei care sunt destin nou să le pice din cer. Nu o să le pice. Deci, provocarea este acțiune. Provocarea este acțiunea, adică, da, 19 este particularitatea anului, deci acțiune transformaționalistă. Destinul 9 trebuie să știe treaba asta clar, da? Mângem la destinul 8. 8, da. Destinul 8. Ei au fost mai bine, acum ceva ani, ca să spun așa în anul trecut au avut și particularitatea 8 2018 uh -huh. și le-a mers sau ar fi fost bine să le meargă bine, da, să decidă să facă aceste lucruri. În general, anul trecut a fost un an universal, 2 2 este prieten cu 8, da? Și ar fi fost minunat ca anul trecut să le meargă mai bine pentru că anul acesta Uh, sunt două lucruri. În cazul în care anul trecut au început ceva, au uh, dezvoltat un proiect. Nu contează că este profesional sau poate că au început o nouă relație sau depinde pe toate planurile. Anul ăsta se poate continua acest lucru, se poate continua foarte mult. Uh, ce au început anul trecut. Dacă n au început nimic anul trecut, pe orice plan vorbesc acum la modul general, este bine ca anul ăsta să stea strâns, să judece drept pentru că este un an de alegere. Ei s-ar putea să fie în două locuri sau să vrea să fie în două locuri de doată. Este un an de alegere, un an în care treiul cu optul nu prea sunt prieteni. Și atunci dacă ei nu prea sunt prieteni, tu optul trebuie să știi ce formă de putere ai. Pentru că momentul opt este cifra puterii. În momentul în care știi ce formă de putere ai, adică ce îți place cel mai mult în viață, ai o șansă. Anul ăsta. Dacă nu este un an de relaș, e un an în care mai bine stai liniștit, pentru că tot timpul, orice-i face anul ăsta, dacă ești destin 8, vei fi pus în fața alegerii. Vreau să mă duc să iau pâine. Când ajungi la pâine, vezi trei pâini, patru pâini pe care să iau. Am dat un exemplu simplu, uh -huh. da? Te duci la serviciu. Poți vedea două oportunități, dacă nu știi nimic despre tine, vei sta liniștit și nu o să alegi nimic. Da? Dacă ești un bun profesionist și știi despre tine Destul de multe lucruri, vei ști ce să alegi Dar anul ăsta îi vor fi puși Tot timpul în fața unei alegeri Pe toate planurile, profesional, financiar Sentimental și așa mai departe Și pot lua aceste decizii importante Doar dacă doar știu dacă știu clar. despre ei Deci încă o dată spun Ei trebuie să știe despre mă cine sunt eu La ce mă pricep eu cum sunt eu, adică ce știu eu de să merg așa cu gloata sau sunt un om care știu despre mine, ca bărbat sau ca femeie, depinde fiecare ce este, da? Știu despre mine, știu ce-mi place, știu ce-mi doresc. Ne, în momentul ăla le va fi ușor să ia alegerea. În momentul când ei nu știu, da, parcă așa, da, parcă așa, nu o să ia alegerea și o să stea pur și simplu în fața unei alegeri și -o să știi deci ce deciziile sunt doar pentru cei hotărăți. Deciziile sunt doar pentru cei hotărăți, da, în orice domeniu ar fi. Da Să aibă grijă în zona sentimentală, în schimb, Așa. pentru că în zona sentimentală pot fi foarte multe trădări. Adică ori să fie trădați, ori să trădeze ei. În general vor trăda cei care nu știu despre ei. Ăia vor trăda, de ce trădează? Ca să afle despre ei. Din nesiguranță? De din nesiguranță, da. da. Nu pentru că au ceva sau că vor să facă rău sau nu. Și pur și simplu sunt nesiguri și în momentul ăla o să, vrea să, -o, o să vor să afle. Deci aici ei trebuie să aibă grijă la trădări în zona asta, ori, să, ori vor trăda, ori să fie trădați. Deci mai ales pe zona asta sentimentală e o, e o, problemă. Provocarea pentru ei vine pe zona sentimentală, înțeleg? Vine pe zona sentimentală provocarea și cred că cea mai mare provocare pentru ei este alegerea. Alegere. Da, asta este foarte dificil să, iei, să faci o alegere, e dificil. Da. Cei cu destin șapte. Destinul 7, ce frumos, în sfârșit un destinul 7 are și el un an mai liniștit, un an mai încântat, am mai spus și în alte emisiuni la tine, destinul 7 și destinul 9 sunt, sunt oamenii care au cele mai încercate destine, cea mai încercată viață, da, cei care au 9 și care au 7, asta e. Ce să fac? Dar sunt și mai puternici dacă uh, le vin astfel de provocări. Dacă le vin astfel de provocări, sunt și mai puternici, știu cum să ia provocările respective, chiar și gradul de cât de mult pot suferi, e foarte mare la destinul 9 și destinul 7. Ei pot suferi mult, adică și să se renască din propria cenușă. Uh, sunt cele mai active cifre care pot face față foarte bine la dificultățile vieții, uh, în cazul în care sunt încercați. Destinul 7 anul acesta este un destin bine aspectat. De ce? 7 și cu 3 în numerologie, pentru cei care studiază, sunt pe vectorul scopului. Ceea ce este magic. De ce? Pentru că dacă tu ești destin 7 și ai un scop clar, concret, nu așa ai 15.000 de scopuri, da? 1. Clar și concret, acel scop, dacă tu acționezi în sensul scopului respectiv, te poate aduce pe tine la un grad înalt de succes. Ai un scop. Vreau să ajung director general la compania XRL, da? E, dacă tu ai țintă chestia asta și muncești și ești pregătit, pentru că să nu uităm, trei anul universal 3 trei, adică cât ești de pregătit, cât știi, cât cunoști. Nu mai merge, merge pe compromis. pe compromis, <coughs> că ești șeful, că ești fica, că ești nașul, nașa. Da? Măi, cât de pregătit ești. Sunt foarte bine pregătit în domeniul ăsta. Foarte bine. Dacă ești foarte bine pregătit și vrei să ajungi director general, e foarte posibil să ajungi. Bine, acum dacă ești femeie de serviciu și vrei să ajungi director general într-un an, nu prea merge. Dar dacă ești într-o poziție destul de bună și vrei să ajungi chestia asta, poți să faci orice scop. Da? Poți să-mi fac un scop în a-mi rezolva problemele din trecut. Poți să-mi fac un scop în a avea o relație minunată. Orice scop. Deci încă o dată spun orice scop pe care îi și-l propun, îi poate fi atins. Mai mult decât atât, anul acesta pentru destinul 7 va conta fapta. Adică Ok, ești în stare să faci ceva la servici sau undeva acasă, oriunde, nici ești în stare. stare? Da, sunt în stare să fac ceva. Hai să vedem. Fapta. Și când s-a văzut fapta, destinul 7, o să, dacă a făcut acel lucru, fapta respectivă este minunată, destinul 7 o, o să aibă o recunoaștere, parte de recunoaștere este succes fantastic. Dar în funcție de fapta pe care o are. Dacă s-a văzut fapta și e îndoielnică, destinul 7 va avea întotdeauna confirmarea faptei sale. Adică, băi, nu prea, te, te, nu prea ești bun. Ești adică ofer jumătate de măsură, jumătate da. de măsură primești. Nu prea ești. Poate ar fi bine să te reorientezi sau vorba aia. Nu? Poate dumneavoastră aveți treabă și noi vă reținem. Cam asta. aș Deci, fapta contrează foarte mult, pe de-o parte. Iarăși încă un lucru foarte interesant. Gândurile. Destinul 7 este un destin puternic alături de destinul 9. Gândurile sale. La destinul 7 și mai ales la unii care sunt aspectați foarte interesant pe zona mentală, contează gândurile, să aibă grijă, că dacă gândesc că viața e tristă, aia se împlinește. Deci se materializează foarte ușor gândurile imediat, lor. Imediat. Gândurile lor se pot materializa anul ăsta foarte, foarte ușor. Pe zona sentimentală, în schimb, destinul 7, Aici este, cum să spun, ei vor avea ocazia, dacă își doresc, încă o dată spun, dacă își doresc, să cunoască pe cineva nou și să aibă, cum să spun, chiar să cunoască pe alesul sau aleasa vieții. Pot cunoaște pe cineva care nici până cam nu le trece că poate fi cu el. Da? Mai mult decât atât, iată destinul șapte care vine și dacă în trecut, acum șapte ani, acum 14 ani, da? Sau pe cifrele pe care le-am dat în emisiunea trecută, telespectatorii pot vedea treaba asta, s-a întâmplat o chestie, s-a rupt o relație, dar o relație magică în care viața i-a despărțit pe cei doi, ei se iubeau, dar viața i-a despărțit sau diferitele conjuncturi, părinți sau diverse, ei pot regăsi iubirile din spate, ei se pot întâlni cu iubirile din spate cu alea terminate aiurea, chiar dacă ei se iubeau, s-a întâmplat ceva. Ei, ei se pot întâlni cu iubiri pierdute din spate. Deci pot continua ce au început Pot atunci. continua ce au început atunci, bineînțeles, într-un alt, la un alt nivel, pentru că au mai trecut ani, sau au mai maturizat și așa mai departe. Și pot înfiripa sau reînfiripa relații magice care în trecut s-au rupt din diverse motive, nu din cauza lor, încă o dată spun, nu din cauza celor doi parteneri, ci din diverse motive trecute. Deci, nu stii? Sunt bine aspectați, sunt bine de aspectați acest sector da. emoțional? Da, da. Provocarea sunt bine pentru ei. Provocarea pentru ei este: dacă ai un scop, urmărește-l că îl vei atinge. Dar un scop precis, hai să mă exprim corect. Deci, dacă ai un scop precis, urmărește-l că îl vei atinge. Cu siguranță se va întâmpla chestia asta. Destinul 6. Destinul 6. E. Una dintre cifrele foarte bine aspectate anul acesta. De ce? 6 este o cifră de destin par, dar 6 este prieten foarte mult, este foarte bun prieten cu 3-ul, care este la nivel universal, dar și cu particularitatea 9 din anul respectiv. Așa cum am spus și în alte emisiuni, 6 este pe vectorul 369 pe vectorul obișnuințelor și pe vectorul um, schimbărilor um, al subconștientului și așa mai departe. Ce e interesant pentru destinul 6 anul acesta? Viața afectiv-emoțională. E. Destinul 6, aproape, aproape, că sunt cel mai bine aspectați pe zona asta afectiv-emoțională. Nu zic cei mai bine, zic doar aproape, da? că mai bine decât ei, ei sunt. ei sunt cam pe locul 3, așa. Uh -huh. Mai bine decât ei, Destinul 3 și Destinul nou. Dar aproape, dar ei oricum sunt familiști sau ar trebui să fie familiști. Um, și zona de familie, dacă, a existat, dacă au existat diferite disesiuni, ani de-a rândul, sau au gândit că, bă, nu știu ce să mai fac, nu mai găsesc nicio soluție în familia mea, numai așa, E anul ăsta, parcă ceva așa le ia vălul după ochi, parcă ceva așa uh, face să dispară ceața și să vadă exact cum o stau lucrurile. Nu? Au o claritate fantastică, să vadă exact cum stau lucrurile. Măi, ori e albă, ori e neagră. Nu mai merge nuanțe. Nu merge altfel, da. Dacă ei observă, băi, stai puțin că relația mea, familia mea e magică, e minunată. Dar uite câte disesiune au fost, uite câte prostii, aiurea pur și simplu și ne-au îndepărtat pe, pe noi, pe membrii familiei de aici ei văd claritate foarte frumos și au ocazia rapid să restabilească iubirea, armonia, echilibrul în relația respectivă și o să le meargă în sensul ăsta. Adică chiar dacă acționează în sensul ăsta, o să le meargă. În caz contrar? În caz contrar, tot claritatea spune băi, poate nu mai merge așa, în gata, este bine drumurile. să ne despărțim, este bine să ne joadă fiecare de treaba lui, dar încă o dată într-o notă prietenească, nu cu bătaie, nu cu scandal, nu. Deci prietenești. În zona uh, relaționării, dacă un destin 6 nu are pe cineva, este singur, este un an minunat să-și găsească un partener, o parteneră, tot așa spun, ala long, adică nu o relație de o seară sau de o noapte, da? ci ala long, un partener stabil, un partener uh, minunat uh, cu care să înceapă o, 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 relație, o relație frumoasă. Uh, Șase în zona profesională, în zona financiară, pot avea șanse foarte mari să câștige bani. Chiar cred că șasele, treiu și chiar și 9 în ultimă instanță, ca și destine, dacă joacă la loto, pot avea șanse să câștige. Șase și treiu chiar pot câștiga la loto. Bineînțeles dacă ți extragerea e corectă. Așa. Deci au șanse să câștige diferite lucruri, de genul ăsta, șansa vine, vine la ei dacă sunt bun profesioniști la locul de muncă, o mărire salarială sau o funcție mai bună, care atrage la rândul ei și o mărire salarială, dacă sunt într-un business cu cineva, pur și simplu au șansa să vadă cum stau un businessul respectiv și să vadă pe ce direcție merg, să crească nivelul de business, au șansa, domne, noi suntem la nivelul ăsta, hai să creștem sau să facem o investiție, să creștem și să facem mai mult, au șansa să facă chestia asta. De la ei o să vină ideea, de la ei o să vină oportunitatea și chiar și modul în care se se întâmple lucrurile astea, să facă lucrurile astea. Deci, foarte bine aspectați în zona asta. Încă o dată spun, și pentru ei este important să acționeze, Da, dar numai că unul care are destin 6 nu prea este un om să stea așa degeaba. Ei, în general, chiar dacă le, când ajunge cuțitul la, la os, tot acționează, adică nu sunt de care să stea cu 15.000 de cuțite între ei și să nu facă nimic. Alții pot face asta, dar ei nu. Ei, dacă e deranjat, ei sunt foarte pragmatici, băi, poate ai treabă, hai, dispare. Deci de-aia spun, adică nu cred eu că ei, dacă văd o oportunitate sau văd ceva, nu o să acționeze. O să acționeze. Da? Deci sunt destul de bine aspectați. Ei în anul acesta trebuie să aibă grijă, cum să spun, că s-ar putea să fie evenimente care să ia pe nepregătite. Deci pur și simplu ți se pare că totul e minunat în viață, îți merge bine, și cu leafa, și cu serviciu, și cu familia, mă, se întâmplă ceva, te-a pe nepregătite. Deci ceva, nu știu ce, fiecare destin șase poate să fie pe domeniul sentimental, financiar, profesional, nu știu. Apare ceva imprevizibil, Deci apare ceva brusc? imprevizibil, brusc, adică pot veni lucruri care să ia pe nepregătite, adică nici nu s-au gândit la treaba asta previzibil, dacă aș putea să-i atenționez, sunt anumite lucruri care au fost în trecut și le-au lăsat ei, dacă există lucruri care le-au lăsat în coadă de pești și le-au că trece, mai vedem noi. În general, să gândească undeva în zona 2004, să se gândească în, în zona 2013 pe acolo. Uh -huh. da? Deci pe acolo să se gândească dacă e ceva care au lăsat ei așa. Și te trezești că te ești în 2019 și ceva de atunci vine și te apă nepregătite. Aici trebuie să aibă ei mare grijă. Deci de aceste lucruri din trecut, pentru că 6 este o cifră a echilibrului și dezechilibrului. Deci este o cifră oarecum extremă. Ori e echilibru și e minunat și totul e magic, ori e varză tot. Da? E, ei sunt predispuși la chestia asta, ca anumite lucruri să ia pe, pe nepregătite. Dar anul ăsta pot fi lucruri care să ia pe nepregătite, lucruri pe care i le-au uitat sau le-au lăsat așa că las că trece timpul. Și vin acum să vin le rezolve. Acum să se rezolve, vin acum să, domne, hai, să rezolvăm treaba asta sau vin pur și simplu să le atragă atenția, adică vezi că nu e bine ce faci și să-i zguduie puternic. Adică efectiv sunt unii care după un asemenea lucru pot să își schimbe viața. Am înțeles. Total. Pentru cei cu destin, 5. Ei, cum îi știm, da, veseli, exuberanți, mereu în casa altora, așa, ei nu se supără Ei sunt cei care asta. nu stau pe acasă, Ce nu? Ce să mai anul trecut, cinci prieteni și cu doi și cu trei. Ei sunt ăștia prieteni, deci n-au nicio treabă. Așa, dacă anul trecut au fost în vivace și le-a mers foarte bine, anul ăsta se continuă, uh -huh. da? Se continuă, e bine, n-au nicio treabă, vorba așa, cum am spus, ei nu sunt în casa lor, sunt în casa altora. Da, este cifra de destin a noastră care va jongla. Deci ei o să fie uh, unde e grămada, sunt și ei, unde e oportunitatea sunt și ei. Uh -huh. Nu știu, parcă au telefonul pus așa, oportunitate, banc, să duc. Deci efectiv au, anul ăsta au un miros. Deci așa. Chiar dacă treii ăsta e mental. Chiar dacă păi, și este foarte mental. Adică să nu ne imaginăm, dragi spectator că cinciu e vreun emoțional de la. E creativ. Îi vin idei geniale dar asta. Nu înseamnă că el lașină pe jos și plânge de sar ochi din cap. Nu e. Plânge și el o zi, două, atât. După aia, gata. Să reînfiripă imediat. Da, să remontează imediat. Dacă, bineînțeles, stai un cinci în care toate lucrurile așa. Dacă nu are încredere în el, cinciu este mort. adică e, vorba e un de mort viu. de viu. da. Nu? De ce vorba de stima de sine? Un om care are destin 5 și are pălmuită într-un mod foarte puternic stima de sine, el este o plantă, e de decor în casă. Deci pur și simplu poate să trăiască o viață de asta așa de o plafonare maximă. Deci nimic să nu fie, adică să nu vezi că nu are entuziasm, să-l vezi, să vezi că nu are inițiativă, să-l vezi că nu-l interesează nimic. Pur și simplu trăiește ca să urmeze zile. Găsim și astfel de oameni, nu zic că nu găsim. Dar nu vreau să vorbesc despre ei. Că ce să vorbesc despre ei? În continuare stați acolo pe fotolul, continuați. Telecomanda, nu-i problemă. Da? Că nu o să întâmple nimic extraordinar. Dar dacă ești un cinci care efectiv are acea energie, un destin 5 care are acea energie a lui expansionistă, pentru că ei au o energie expansionistă, așa, atunci ei au mirosa anul ăsta la oportunități, de nu ne vine să creadă. Deci o să le meargă foarte bine. Oriunde e oportunitatea. Combinator mare. Ei oricum sunt combinate, dar acum au să combine de o să le iasă totul. Aici, în zona de combinație, trebuie să aibă grijă la risc. Care e riscul? Riscul este că aia la risc. Deci, deci să facă totul corect. Să facă totul corect, da. Mai mă duc să risc, dar nu înșela că ei o să aibă tentație. Nu te combina că lasă că vedem noi. Pentru că dacă faci greșeala asta și ești destin 5, riști să-și pierzi libertate combină-te să câștigi 10 milioane de euro pe secundă. dar să fie corect. Vei avea oportunitatea asta. Dar dacă ai văzut că îți merge și zici, a, de bă, că merge, lasă să mai ne combinăm, te-a prins. Aici trebuie să aibă grijă destinul 5. Mai fă cât vrei, combină-te cât vrei. Dar fi corect. Da? Fi corect. Adică vezi oportunitățile, nu nicio problemă, du-te și acționează, investește, fă, drege, treaba ta ce faci. Dar fi corect. Că altfel te-a prins. În zona afectiv emoțională În cum Zona stau? afectiv emoțională eu o să fie cei care completează triunghiurile. Da? Deci, <laughs> de care? Așa anul trecut la fel, tot ăștia au, au fost cu triunghiurile, da. Anul ăsta îi continuă cu triunghiurile că le-a plăcut. A, așa. Cine a urmărit emisiunea trecută? Da, știe despre știe, ce triunghiuri vorbești da. tu. E. e în viața da? afectiv emoțională, încă o dată spun, este o chestie unde se vor simți ca peștele în apă. Adică ei trădează sau ei vor fi trădați? Uh... Sau în ambele în cazul în care avem un destin, bine, ei cam trădează. Dacă e pe zona sentimentală, le ochii tot timpul după. Dar în cazul acesta, în cazul anului ăsta, vor fi anumite cifre de și care vor fi trădate. Dar, în general, ei trădează. Aici trebuie să aibă grijă în zona sentimentală că pot fi trădate, dar anumite, nu toți, nu mulți, dar anumite cifre pot fi trădate. Adică efectiv se pot întâmpla astfel de trădări, dar în zona afectivă emoțională toate cifrele de destin ar trebui să aibă grijă că dacă iese la un cico și îl întrebe pe unul ce cifre de destin 5 am, să știe că ei nu mai doseară. Să nu se gândească că e vreo daia lungă. Nu e numai doseară. Da? Și dacă vor asta, succes! Adică nu e nicio problemă. Acum nu toți cei cu destin 5, nu, să nu generalizăm, ca să nu creăm panică în cupluri. Sunt niște predispoziții. Sunt niște predispoziții acum, nu toți care au destin 5, dar marea majoritate a celor care au destin 5, dacă nu fac nimic, tot li se umblă o echipă în cap. Tu vrei să bagi panică în cupluri. Nu vreau să bag panică. Omul care își asumă ceva, trebuie să își asume. Adică, eu dacă trăiesc toată viața cu ochii închiși, să nu mă mir că la un moment dat o să vină un stâlp și să mă dau capul de el. Să nu mă mire. Adică dacă eu trebuie să lasă -o, că e bine, lasă văd că... Dacă trăiești așa, la un moment dat o să vină cineva și o să-ți dea una în cap. Bă, ce faci, bă? Că tu n-ai fost atent. Da? Toți oamenii trebuie să-și asume. Da, într-adevăr, eu din toată cazuistica mea am găsit oameni care au destin 5, care au familie, au copii, au nu știi, dar nu pot să spun că sunt maxim de fericiți. De ce? Tot timpul. Aha. De ce? Pentru că 5 nu este o cifră de destin care are să aibă o relație de familie de mare succes. Eu când zic relație de familie, zic despre iubire, zic despre armonie, zic despre copii, zic despre totul să fie frumoasă, în ei doi să se iubească. Nu că sunt destine cei care au bani, au familie, au mașini, au copii, au tot ce trebuie. Nevastă, casă, masă, au tot ce le trebuie. Și în afară o să-i vezi, vai ce familie minunată. Dacă iau la apricat nu e chiar așa. Cei care să știu, să știu. Cei care sunt singuri cu destin 5, să vorbim și despre ei. Nu știu. Dacă s-a nimerit luna asta să fie singuri, așa, așa, au șansa să nu fie. Ei, în general, dacă își dorești ceva din punct de vedere afectiv, nu stau ei să se gândească a la lung așa, să-mi aștept iubirea vieții mele. O așteaptă încercând cu alții, că până e cu broscoiul, dar o să pup la broscoi până la timp, făt frumos, da? Nu stau fără... Nu mi ești și jenă. Pup broscoi, ce să fac? Ai. provocarea pentru cei cu cinci. Provocarea pentru cei cu cinci, eu cred că vine într-un domeniu profesional și anume, mm -hmm. dacă tot ai oportunități, nu încerca să înșeli sau să păcălești. Da? Cred că asta e cea mai mare provocare, să se abțină, pentru că ei pot găsi, încă o dată spun, sunt plini de oportunități, și mai au o provocare, acum trecând peste glumă, trecând peste asta, dar știi, în glumă să spun adevărul, așa, trecând peste glumă, ei trebuie să aibă grijă la viața lor afectivă, pentru că atunci când îți merge bine, încep să închizi ochii. Nu mai vezi. Aici trebuie să aibă grijă. La destinul 5. ce ai cu destin 4? Destinul 4 este un destin care mai așteaptă puțin anul acesta. Uh, nu este un an chiar a aiurea pentru Destinul 4 uh, și de ce nu zic că nu este chiar aiurea? Pentru că niciun an care te cum să spun, te predispune, te, te îndeamnă către introspecție nu e prost. Uh, dar destinul, oamenii care au Destin 4 anul acesta trebuie să aibă grijă la forma asta de introspecție. O să fie un an mai individualist pentru ei. Adică este un an în care ei trebuie să gândească la ei înșiși, să știe, să vadă mă, ce fac eu cu viața mea, cum sunt eu, ce se întâmplă cu mine, ce îmi place, ce nu-mi place, care sunt oportunitățile în viață, ce îmi doresc eu să fac. Deci un an de introspecție pe toate planurile, pe de-o parte, acest an foarte bun, care va ajuta pe ei să, să aducă cunoaștere și să aducă deschidere în viața lor. Este un an foarte interesant pentru Destinul 4 dacă își doresc să studieze diferite științe, diferite lucruri ezoterice, spirituale, nemai întâlnite, rare, uh -huh. or, în orice domeniu jucontează, contează, da? este un an în care ei vor avea un mare succes. Deci apare elemente ăsta. de noutate în viața Elemente lor. de noutate pe zona de cunoaștere, pe zona de studiu. Nu noutate că o să câștige la loto, că nu o să câștige. Ah. <laughs> Dacă nu, să joace, dar nu o să... Gândim, așa. Pe zona asta de cunoaștere, pe zona asta de a aduce plus valoare în viața mea, toți oamenii ar trebui să aducă cunoaștere în viața lor. Toți oamenii ar trebui să vadă mai mult decât se vede. Să vadă ceea ce există în interiorul lor, cum funcționează ei, ce simt ei și așa mai departe. E Acest an 2019 este foarte bun pentru cei care au destin 4 să se vadă pe sine. Să se vadă pe sine și deschiderea lor către cunoaștere va fi una foarte mare. Adică da, vom vedea oameni care au destin patru anul ăsta care se vor duce de exemplu, la cursuri de dezvoltare personală, de orientare profesională. Uh, N-au fost până acum și dintr-o dată acum li se pare că au nevoie să cunoască, vor ei mai mult. Ceea ce este da? minunat. Ceea ce este minunat, de ce fac toate lucrurile astea? Pentru a se ști pe ei, pentru a se vedea pe ei. Nu este un an rău, încă o dată, este un an din punct de vedere financiar sau profesional, un an în care au șansa, dacă sunt foarte bine pregătiți în domeniul lor de activitate, să fie remarcați, nu și cât dăm mult cu LEAFA, dacă cu remarcarea e ok, A, așa. Unii foarte bine pregătiți, poate li se mărește și LEAFA, în general ei nu prea sunt, ei trebuie să facă bine lucrurile, nu zic așa, păi fac asta, dar îmi dai 10 lei în plus. Nu prea sunt așa. Ei sunt oameni care muncesc, care vor să facă lucrurile bine și în parte secundă să gândesc la material. Deci ei au nevoie de apreciere. Ei au nevoie rând. de apreciere vis-a-vis -vis de munca pe care eu o fac. Uh -huh. E, anul ăsta vor fi remarcați, se va vedea că ei sunt niște oameni minunați care chiar fac lucrurile ok, care chiar sunt buni profesioniști, așa, laude, diplome, premii, de-astea o să aibă anul ăsta, leafă, e posibil prime de astea, dar nu așa. Dar recunoaștere o să aibă. Iată, tu ești foarte bun. Tu ești, uh, ai făcut proiectul ăsta, tu ești un om bine pregătit. Deci o recunoaștere foarte bună și e bine ca o parte de această recunoaștere să se bucure, ca, chiar dacă nu primezi diplomă și nu bani, chiar dacă, pentru că anul 2020 o să fie un an magic pentru ei. Deci anul ăsta hai să primezi recunoaștere, că las că avansezi o în funcție sau chiar cumpăr compania la anul. Atât de o de bună oportunitate, dar, bineînțeles, dacă se destin patru, dacă stau degeaba, nu o să întâmple nimic. Pe zona afectivă emoțională, destinul 4 este ca până acum, a, așa. Adică uh, în... în pătrățica lui, da, la anul o să fie niște schimbări pentru destinul 4 emoțional, de o să-i dea peste cap de... E, dacă nu vreți să vă dea peste cap rău de tot în pătrățica lor, mai vedeți ce se întâmplă cu viața voastră emoțională, mai vedeți, mai... E bine să învățați mai multe să se vadă domne, ok, trăiesc eu așa, într-o relație stabilă sau într-o uh, căsătorie stabilă sau singur sau depinde. Dar hai să vă, poate am ceva de învățat de aici. Poate pot să înnoiești ceva, poate pot să aduc plus valoare în relația mea. Hai să vă, adică să nu se lase pătânjeală, că la anul nu mai. provocați? La anul o să fie provocare maximă, care nu merge la anul pe relații la destin 4, o să zică ori albă, deci o să fie niște ruperi la anul pe relații pentru destinul 4, dar o să le țară ochii. Cu lacrimi, cu ai de cap, mă, domnule, deci, avocatul să aibă la muncă să... la anul cu deci, destinul anul 4. Asta, anul da. asta trebuie să ajusteze pe acolo, Este prin este bine să aibă grijă, acolo să vadă. Măi, hai să văd, pentru că am oportunitatea anul ăsta, hai să văd. Ce reprezint o în relația mea? ce îmi doresc eu de la o relație, cum sunt eu în relația mea de cuplu sau dacă nu sunt într-o relație, ce-mi doresc eu? Adică concret, nu să vină așa, așa, un suflet cald lângă mine, că poți să ți încălzești o bucată de carne și o pui lângă tine, tot aia. Așa. Deci, să văd ce-mi doresc. Mai ce femeie îmi doresc eu care îți destin patru? Ce bărbat îmi doresc? Pentru că o să am ocazia să știu exact ce-mi doresc. Și anul viitor, Anul ăsta pot avea relații, pot avea, nu știu cât de mult un destin 4 își va găsi chiar partenerul ideal anul ăsta. Anul viitor vor avea șanse 100 în să-și găsească. Dar anul ăsta nu știu cât de mult o să-și găsească adică partenerul ideal. Anul ăsta. Poate să încerce, poate să se viripe cu destinul 5, nu-i problemă. e ok. Da? Dar nu știu dacă ei au oportunitatea anul acesta și nu cred într-un procent de 90%, nu cred că își poți găsi acel partener, el sau ea sau ăla, așa. Dar au ocazia încă o dată să știe despre ei tot ceea ce e bine de știut și să treacă pe un nivel de recunoaștere, să fie văzuți. Destinul 4 poate să iasă la Cico acum, să se ocupe de el, adică în loc să-și ia baschet și tre Hanorac, să-și și el acolo niște pantofi, un sacou, ceva, ca să fie văzut. Adică domnișoara care are destin 4 să mai învețe și ea să meargă pe tocul, nu numai Adidas și așa, să-și mai așa o fustă, să, adică mai să ducă la păr. Mai adică, adică lucrăm divers. și la aspect. La luc, la aspect. Uh -huh. da? Adică este bine să mă ocup de mine eu care sunt destin 4, din toate punctele de și vedere. Și interior și exterior. Și interior și exterior, da? Gata, sunt minunata, sunt frumoasa, sau sunt minunatul, sunt frumos. Da? Deci este foarte important să vadă această direcție de acțiune, să vadă această direcție de destinul 4 în ceea ce îi privește pe ei. Chiar dacă sunt căsătoriți și destin 4, mai hai, înflorește relația. Înflorește, adică ieși din monotonia asta. Uite, nu mai porți fes și training cu dungi. Porți o rochiță și lași părul desfăcut. Nu mai porți fes. Da? Adică, fă ceva. Dacă ești o femeie sau un bărbat elegant și ai destinul 4, ok, foarte bine, mergi mai departe. La Vezi cine ești tu exterior, poate că ești minunata sau minunatul. Poate în interior ai ceva de lucrat, da? Mm -hmm. Și dacă tu zici că n-ai ceva de lucrat, să știi că ești împătrat. Deci, lucrează. <laughs> Cei cu destinul 3? Uh, să folosești și un termen uzitat așa la televizor, cu destinul 3, sunt vedetele anului. Vedetele da? anului. Așa. Ei, în general, sunt vedete, că... Destinul 3, am mai spus, este un destin foarte favorabil și foarte cu șansă. Nu ei au ei probleme, așa, în general, dar anul acesta, dacă au probleme, este o șansă foarte mare să li se rezolve problemele astea. Da? Destinul 3, cel mai bine aspectat, anul acesta, vor fi pe două, două direcții, două paliere. Primul palier, banii și al doilea palier, relațiile afective-emoționale. Că sunt în familie, că sunt, nu sunt căsătoriți, tot ce înseamnă relații afective, emoțională și zona financiară sunt extraordinar de bine aspectate. Uh, multe persoane care au destin trei uh, or avea, vor avea șansa să, să uh, avanseze în carieră, să-și deschidă un nou business și e bine să facă treaba asta anul ăsta pentru că vor mai avea oportunitatea să facă treaba asta peste 9 ani așa, sau peste 3 ani dar nu așa ca acum deci nu așa ca acum de ce? Pentru că avem acea, acea paradigmă 1-9 avem suma anului 1-2 da? și 1 plus 2 fac 3 da? 1 și 9 sunt prieteni cu 3 chiar, ei în, în matricea numerologică îl încadează pe 3, 1 și 9. Da? Deci, ei, oarecum sunt protejați, ca să spun așa. Sunt protejați și au șansa să meargă înainte pe un domeniu de business, pe un domeniu de nou început. Un business, să zic că dacă îmi deschid, e un nou început. Sau sunt proprietar de business, am oportunitatea, dacă îmi place ceva, o chestie de plăcere, de suflet de asta, am oportunitatea să mai îndeschid unul. Și aș recomanda celor care au destin 3 și au un business funcțional și așa mai departe și vor vedea că dacă își aduc cunoașterea și aduc așa, vor putea să avanseze în business respectiv, dacă au anul acesta o dorință să-și facă un business sau să-și facă o ceva care ține și de plăcere. Adică, băi, pasiunea mea este să am o sală de popici. Dau un exemplu, da? să-și facă sala de popice, că ai pasiunea lui. Sau să-și facă dintr-o pasiune un business. Au ocazia asta să facă. Și chiar și cei care nu au niciun business. Au ocazia ca din pasiunea lor, din plăcerea lor interioară, să-și facă business în treaba asta. Pe zona de familie, dacă au existat diferite disesiuni în cadrul familiei, dacă au existat diferite lucruri mai puțin bune în cadrul familiei, au șansa foarte mare să rezolve aceste disesiuni, să rezolve aceste situații mai puțin plăcute din familie cu tact, cu diplomație, analizând foarte bine aceste informații sau acele lucruri mai puțin bune, au șansa să aducă familia, relația de de cuplu într-o pe un făgaș bun, pe o direcție bună. Au și inspirațiune, au și uh, tact, adică nu o să facă așa ca din topor au tact și uh, inspirație să rezolve. Bineînțeles, dacă își doresc această treabă, da? dacă nu își doresc această treabă, nu-i nicio problemă, indiferent cum ar fi relația lor, eu le recomand dacă este mai puțin bună și își doresc să o rezolve, să o rezolve, dacă nu e atât de bună uh, și nu își doresc să mai stea în relație respectivă, să fie fair și să lase uh, partenerul sau partenera să își vadă de viața lui. Dar să fie fair. Deci, pentru un destin 3, ca și pentru toate celelalte destine, anul 2019 este un an care ține de lucrul ăsta. Să fii cinstit, să fii fair. Deci, cere corectitudine. Corectitudine, da. Nu altfel. Cei singuri? Cei singuri nu o să mai fie singuri, a, așa. A, au șansa să-și găsească pe cineva într-o relație magică cu care o să vină, dar aici, la destinul 3, a, ei o să-și găsească pe cineva într-o relație uh, minunată sau a la lung, dar uh, din mai multe încercări. De ce din mai mult? Nu pentru că nu-i duce mintea sau pentru că nu-și dau seama, pentru că e, e, un an minunat, afectiv. Și parcă le-ar mai plăcea așa să mai... Uh, copilărească. Copilărească, <laughs> să mai... Adică, știi, știi cum e? Pot fi persoane cu destin trei care să se fie abținut anul trecut, adică să nu fie avut nicio relație, să, 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 fie așa. Și de la anul ăsta când văd așa că oportunitatea, parcă ar vrea să nu se ducă numai iar așa, parcă ar vrea să mai încerce, că tot s-au abținut mult. <laughs> da? Dacă sunt astfel de persoane, așa o să le vină. Da? Domne, și abținerea asta câteodată nu e bună, că dai așa și strici lucrurile. Așa. Dar șansa de a-și găsi o parteneră sau un partener stabil este una foarte mare. Aș putea să avansez ideea ca în unele cazuri, sper să fie oameni care chiar să li se întâmple treaba asta, în unele cazuri persoana găsită în anul ăsta, ca și partener sau parteneră, poate deveni soție sau soț. O... Anii următori, nu cred Deci eu. pentru 3 este un an al începuturilor. Este un an al începuturilor, Și provocarea da. care ar fi? Provocarea pentru anul 3 ar fi uh, cumpătarea. O să vă meargă bine, dar mai cu, cu analiză, cumpătat, nu te duci așa direct în uh, trifoi că îl mănânci pe tot, ca să zic așa. <laughs> Am ajuns la cei cu destin 2. Cei cu destin 2. Păi ce să facem? Anul trecut a fost, cu ei n-au fost, fost anul, anul lor. Anul trecut a fost un an de vibrație universală doi după cum bine uh -huh. știm. A fost un an care a fost bun pentru ei. Cei care au avut destin doi și au profitat de anul trecut este bine, pentru că bazele pe care le-au pus în viața lor, nu contează pe ce domeniu, pe ce nivel, anul trecut, uh, îi pot ajuta să treacă peste anul acesta chiar foarte bine. Deci nu e un an favorabil pentru ei? ei acest Nu 3. e un an chiar poetic, da. Pentru ei nu este un an, pentru că 2 și trei 3, 3 este o cifră răspuns. Dar ce este? 3 e sinteză, scuze. 2 e o cifră răspuns. E, și atunci 3 este, ca să zic așa, pentru un doi, cam domn profesor, așa. Și o zic, da, tu ce mai faci? Ce ai mai făcut? Da, tu ce ești în stare? Da, tu de ce n-ai făcut? Da, tu cum ai făcut? Adică, doiul nu prea se simte bine lângă trei. Treiul ul domină pe doi foarte puternic și foarte mult. Da? Mai mult decât a ta, treiul este și foarte diplomat încât îi dă impresia lui doi că domină, dar nu are nicio șansă. Doi este foarte bine manipulat de un 3. Dar destinul 2, dacă anul trecut a fost foarte bine și a mers foarte bine, anul ăsta poate continua acele lucruri în pace, liniște și așa mai departe. Dacă nu, și ei au ocazia să se uite la ei foarte bine, să zicem că și anul, anul trecut n-a fost chiar așa de poetic, au anul ăsta ocazia să se uite la ei foarte mult, să se vadă pe sine, să aducă îmbunătățiri foarte multe și, în general, Destinul 2 are ocazia anul ăsta să aducă îmbunătățiri majore pe stima de sine, pe imagine de sine, pe încredere, pe respect de sine. Deci, iarăși, anul ăsta o să fie un an cam, pentru cei care au destinul 2, cam individual, așa, individualist, pardon. Nu prea o să, să gândească la alții și nici nu recomand să gândească foarte mult la alții. Dacă vor să gândească la alții, să gândească în primul rând la ei și apoi la alții. Deci este foarte important să știm acest lucru pentru destinul 2. În rest, din punct de vedere financiar, e bine să stea cumpătați, pot avea tunuri, pot da tunuri, dar încă o dată, asta ține de șansă, de șansa fiecăruia, adică pot fi destinul 2 care să dea tunul, să câștige mulți bani dintr-o dată așa. Încă o dată, atenție! La modul corect. La corectitudine, că altfel și pe ei, ca și destinul de 5 de care am mai văzut, îi cam îi prinde, da? pe zona profesională au șansa dacă sunt foarte bine pregătiți să fie remarcați. Nu știu cât de mult cu leafa cu asta, să fie remarcați la bani, am spus este dacă sunt buni cu tun și atât. Și uh, cuvântul de ordine, ca să zic așa, a uh, destinului 2 este ai grijă de tine și tu ești cea mai importantă persoană pentru tine, pentru că pe zona de imagine de sine, pe zona de stimă de sine este un an extraordinar de bun pentru destinul 2. Da. Și în zona afectiv-emoțională? În zona afectiv-emoțională, destinul 2, dacă are o relație minunată și stabilă, îi recomand să țină de ea, așa, să fie uh, ok. Uh, pentru că dacă se ocupă de el însuși, destinul 2 poate aduce relația la un nivel minunat. Dacă nu se ocupă de el, există, există în anul acesta foarte mari șanse pentru destinul 2 să rămână singuri. De ce? Pentru că... Uh, despărțirile vor fi pe zona de afecție. Nu mai îmi place cum arăți, nu mai îmi place cum te porți. Așa, aș, asta o să audă destinul doi. Uh, Te-ai îngrășat sau ai slăbit prea mult sau ești prea înaltă sau ești prea scundă sau ești prea înalt sau prea scund sau prea prost sau prea deștept. Habar n nu știu. Tot felul de motive pe stimă de sine, respect de sine vor auzi destinul doi și este un an foarte puternic ca pe acest lucru să se despartă să fie persoane care se înspartă, iar la relații pasagere, destinul doi uh, au ocazia să aibă relații pasagere. Anul viitor e pentru ei, pe relații stabile, anul ăsta e relații pasagere. Asta pentru cei singuri. Pentru cei singuri, da. da. Și am ajuns și la cifra de destin 1 cifra de destin 1 și ei sunt minunați anul acesta pentru că 1 și cu 9 fac 10, da? un an foarte bun pentru destin 1. Um, 1 este începutul, 9 este sfârșitul. Ce înseamnă asta? Înseamnă două situații extraordinar de importante pentru destin 1. Dacă ești destin 1 și ești un bun profesionist în domeniul în care ești tu, poți să începi ceva nou, ceva magistral, ceva magic. Dacă ești destin 1 și te-ai săturat de viața pe care ai dus-o, că e profesional, afectiv și așa mai departe, pe care ai dus-o până acum, ai ocazia la un nou început. Să lași totul în urmă și să începi în forță, fulminant, o nouă viață. Asta, bineînțeles, dacă acționezi acum, dacă îți dorești să faci treaba asta. Da? Destinul 1 este un destin uh, minunat. De ce? Pentru că ei pot să creeze cadre stabile, îi se poate vedea munca, pot fi recunoscuți, pot beneficia de leafă mai bună, pot uh, să fie remarcați, pot să iasă în față, să fie văzuți, lor oricum le place chestia asta, dar anul ăsta, dacă îndrăznesc, vor fi văzuți și ca buni profesioniști <coughs> sau vor fi văzuți ca proști profesioniști, adică ei e cu duși întors aici. Uh -huh. da? Să vă vede imaginea corectă. Imaginea corectă, exact, asta este cuvântul, vor fi văzuți ca imagine corectă. Deci ei trebuie să aibă grijă, dacă nu sunt așa, așa să stea mai bine în banca lor tentația o să fie să iasă în față. Eu uite-mă pe mine, da? Dar dacă ei nu se bazează pe ceva, mai bine să nu... Să se bazeze și apoi să iasă în față. Da? Dar dacă se bazează pe ceva, dacă sunt buni profesioniști și vorbesc acum de muncă, de profesie, de tot ce trebuie, da? să iasă în față, pentru că testarea va fi trecută, normal, și vor fi arătați și zic că, uite, domnule, un om foarte bun, pe care ne putem baza. Da? Deci să aibă ocazia, au ocazia în două direcții, să înceapă o nouă viață, să lase totul la sfârșit așa, sau să acționeze pe o nouă direcție pe care ei și-o doresc, și-au dorit să facă o firmă, până acum au fost angajați, au ocazia să-și facă o firmă, să înceapă un business. Deci au ocazia foarte mare să înceapă lucrurile pe care ei și le doresc, inclusiv în zona afectivă, emoțională deci este aspectată bine și zona afectivă emoțională. Este aspectată și zona afectivă emoțională, mai ales zona de siguranță. În zona afectiv emoțională, dacă ești destin 1 și vrei siguranță, vrei un cadru clar, stabil în relația ta, că ți se pare că e nu știu cum sau că ți se pare ție așa, anul ăsta ai ocazia să clarifici lucrurile. Să fii într-un cadru afectiv-emoțional bun, dacă există probleme, să le rezolvi și să îi dai chiar un nou început relații, dar pe zonă de stabilitate. Poți să-și găsească, dacă sunt singuri, o relație stabilă cu cineva, chiar ei sunt foarte bine aspectați pe zona asta, adică să-și găsească perechea ideală, între ghilimele, ideal că nu este ideal. Da? Sunt foarte bine aspectați pe zona asta să-și găsească perechea ideală, dar ei vor cântări perechea ideală asta mai mult pe siguranță decât pe iubire sau afecțiune sau de asta. Adică, domne, tipul ăsta e safe, e mișto, sau tipul ăsta e safe, e mișto. Deci, da, de aia spun, este foarte important să vadă pe zona asta că își pot găsi pe cineva pentru o relație de lungă durată. Cu alte cuvinte, cam toate numele de destin sunt cumva favorizate, da. dacă ținem cont de niște elemente importante de sinceritate, de corectitudine, de onestitate. Da, sinceritate, onestitate, da, corectitudine și pregătire. Adică să fii un om bun și foarte bine pregătit. Se va vedea, indiferent ce cifră de destin ai, unii mai mult, alții mai puțin, se va vedea dacă ești un om bine pregătit în domeniul în care tu crezi că ești bine pregătit. Și dacă vreți să faceți niște schimbări, este un moment destul de potrivit Da, în, 2019. în general, cifra 3 este o cifră norocoasă, este o cifră cu șansă. Și dacă suntem sub vibrația universală 3, toți, indiferent de cifra de destin pe care o avem, putem avea șansă. Fiecare într-un anumit domeniu, unii mai mult, alții mai puțin, da. Și Asta fiecare nu înseamnă că nu există șansă. Știe să profite de ea. Exact, adică. și cum acționează în sensul ăsta, da? Da, că și acțiunea este importantă. Da, că anul ăsta nu vine este dacă foarte importantă, acțiunea, da? Da, Adică vei șansa, dar nu acționezi. Ok. Ok. Îți mulțumesc tare mult pentru toate aceste informații pe care ni le-ai dat despre 2019. Sunt uh, mult succes în continuare și te așteptăm mulțumesc. să revii să discutăm ca de obicei și alte subiecte. Mulțumesc, Dana. Da. Mulțumesc pentru invitație. Doamnelor și domnilor, emisiunea se încheie. Eu sunt Dana Bălăceanu și vă mulțumesc că ne-ați urmărit și astăzi. Să aveți o zi frumoasă pe curând.